La începutul secolului al XX-lea, Craiova era al treilea oraș ca mărime din România, după București și Iași. A fost o perioadă de apogeu și de mare efervescență culturală, cu instituții de prestigiu precum Fundația Alexandru și Aristia Aman, Pimnacotecă, Muzeu și Bibliotecă Publică, Muzeul Regional de Antichități și Etnografie, Școala Mihai Trișcu, societățile culturale, Filarmonica Traian Demetrescu, Prietenii Științei și Universitatea Liberă Mihai Eminescu. Dar nu numai de instituții putem aminti în Craiova, ci și de existența unor oameni cu simț civic și filantropic care au ctitorit biserici, au construit școli și spitale, au înființat biblioteci, muzee, școli de muzică din averile lor lăsate în acest scop. Amintim contemporanilor pe câțiva dintre aceștia: Constantin Obedeanu, Ilie Otetelișanu, Dimitrie Știrbei, Petrache Trișcu, Alexandru și Aristia Aman, Nicolae Romanescu, Elefterie și Elena Cornetti. Familia Cornetti era de mult stabilită pe pământ românesc, dovadă stând o carte de hotărnicie a moșiei Cornetu, datând din 1729. Pe soții Cornetti îi vedeau zilnic cei ce ședeau în strada Cogălnicianu, căci zilnic ieșeau de braț, de făceau mișcare pe jos, lucru nu tocmai obișnuit pe vremea aceea. El, bărbat chipeș, purta favoriți mari, bine îngrijiți. Ea, mititică, urâțică, dar foarte deșteaptă. În casa lor, de o curățenie exagerată, primeau toată Craiova. Elefterie Cornetti s-a implicat mereu în viața urbei în care trăia și chiar în viața politică a țării. A trăit vremurile unor mari și rapide schimbări. Unirea din 1859, urmată de reformele lui Cuza, venirea lui Carol I, obținerea independenței, organizarea unui sistem politic constituțional, dublat de apariția partidelor politice, ca să amintim doar unele coordonate ale acelei perioade numită pe bună dreptate La Belle Époque. Provenind de pe moșia Vâlsănești, actualmente Olari, din județul Romanaț, Elena Cornetti, născută Zisi, a fost fiica lui Marcu Gheorghe Zisu și a fost pasionată de muzica simfonică și de pian, primind educație în școlile din Paris. Elena Cornetti, precum toate doamnele din înalta societate a acelei vremi, s-a ocupat cu organizarea de serate muzicale și cu actele de caritate. A donat în 1870 bani pentru construirea capelei și terminarea azilului Elena Doamna și a activat ca voluntară în spital de curăniții din războiul de independență. În numeroasele călătorii și vremelnice statornicii prin orașe europene, soții Cornetti l-au cunoscut pe Charles Camille Saint-Saëns, compozitor, pianist, dirijor și energic luptător pentru încurajarea formării și consolidării școlii muzicale franceze. În această amiciție de durată a apărut ideea înființării școlii de muzică vocală și instrumentală la Craiova. Marele muzician George Enescu a vizitat în mai multe rânduri școala, ai cărei elevi și profesori, alături de excelenții profesori ai orchestrii Ministerului Instrucțiunii Publice, au fost fericiți interpreții ai unor compoziții enesciene. Colecția, din cadrul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova, evidențiază existența unor opere de referință în domeniul religios, literar, istoric, ce poartă pe pagina de titlu ștampila familiei. Biblia de la Blaj, Constantin Brătianu, Nicolae Romanescu, Nicolae Titulescu, Dimitrie Sturza, Molière, Tolstoi, Stendhal, Oscar Wilde, Anatole France sunt câteva nume de cărți și autori ce au aparținut ilustrei familii, cărți ce reprezintă valori bibliofile.
Marea avere pe care au strâns-o de-a lungul unei vieți sobre pentru ei, dar făcând bucurii intelectuale lor și altora, a fost investită în lucruri rare, cărți, picturi, alese. Unul dintre prietenii lor, pictorul francez Durancel, povestind mai târziu, la Craiova este o viață intelectuală intensă. Nu știți că orice carte nouă apărută aici o găsești în câteva zile acolo, aproape în toate casele. Tot ce privește literatura, teatrul și arta franceză le este familiar ca și nouă. Familia Cornetti a avut o relație durabilă cu comunitatea de-a lungul timpului, aceasta bazându-se pe o muncă titanică, respect și stimă pentru munca celorlalți inițiatori de acțiuni culturale menite să conserve timpul. Cu mândrie putem afirma că în Craiova au trăit oameni cu caractere antice și cavalerești, cu minți cumpătate și filozofice, au avut credință, inimi de apostolat, gândiri agere și destoinice. Spiritele lor se simt ca prezențe vii în cultura și politica românească.